Yeah. I try to tell you, you ain't ready. Have you ever seen a man not afraid to die? Gave his life for a dream. Born hustler, so the game conceived. A caged beast, but now I'm free. How can you blame me? I was born for this, the game chose me. Vedeți această mulțime de oameni, doamnelor și domnilor, care așteaptă cu nerăbdare ca din clipă în clipă avionul în care se află Zani și ceilalți participanți la Survivor România să aterizeze și într-un final să îi poată strânge în brațe ei și nu numai pe ei, pentru că vedem rude, vedem prieteni, vedem foarte mulți apropiați care au pregătit coreografii speciale, surprize care mai de care mai plăcute pentru cei care timp de 7 luni s-au luptat în competiția Survivor România și nu numai ei, pentru că în avionul în care se află atât Zani, cât și Andrei și ceilalți finaliști și ceilalți concurenți de la Survivor se află, bineînțeles, și echipa de producție și cei care au tras din greu până la urmă pentru ca acest proiect fenomen să fie unul atât de iubit și atât de apreciat în România. Vedeți atmosfera, oameni buni, în aceste momente sunt pregătiți să iasă din clipă în clipă pe partea aceasta frumoasă și războinicii. Farmacy! Te-l așteptau de atâta timp, îl vedem, îl îmbrățișează Alex Vela acum. Cu siguranță a fost unul dintre cei mai așteptați, cei mai iubiți concurenți de la Survivor. Auziți oamenii cum îl aclamă. Vedeți că și Albert are parte de foarte mulți susținători în acest moment. Sunt mulți care îl susțin, care este mult. Merg. Unde e? Thank you.
și pe războinicii care abia au sosit acum. Albe acestui acel acamat la sână de scoție este aplaudat și numele lui este doamna. Și albă cu un concurat extrem de iubit de la Survivor, domnilor și domnilor, vedem cât de multă lume iubește și cât de mulți oameni au așteptat acest moment pentru a-l putea lua în brațe și pentru a-l putea felicita pentru tot ce a făcut Albert la Survivor România. Bine ai venit, Albert! Bine ai venit, pup. Albert! Vă pup! Ce faci, dragă Obis? Felicitări pentru tot! Sunt emoționat de până la lacrimi. Te așteptai la primirea asta? Nu m-a făcut o așa. S-au pregătit baloane cu numele tău, Albert. Familia ta, toată lumea e aici. Da, facem. Lumea vrea poze cu Albert inclusiv. E un concurent care a fost extrem de apreciat și extrem de iubit la rândul lui. Are și el meritul său, bineînțeles. Vedem în imagine și pe Maria, care a fost și foarte aproape de marea finală Survivor, merită și toate aplauzele și toate cuvintele cum ați spus de aceștia minunați care le așteaptă în acest moment. De toți au fost să se îmbrățișeze, uranele continuă așa cum puteți vedea. Cum ești, Musti, ceva? Ce să zic? Mai poți? Lumea, pentru Albert. Mă buc, da, e normal. Așteptai la așa atmosferă? Cumva, da. Așteptai. Hai, liber! Vezi cum arăt? De unde e? Ești cu familie? De emoționat să ne-a așteptat. Hai, trebuie, 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 trebuie. Îl vedem și pe Andrei, pe Lăbonicul Elenei Marin. Se citesc foarte ușor pe fețele oamenilor emoția în acest moment, în această seară extrem de frumoasă. Îl vedem și pe Andrei în imagini. Andrei care merită și el, bineînțeles, toate aplauzele. Vom încerca să vorbim și noi un pic cu el, să vedem. Este unul din cei mai buni sportivi și așa cum a spus, inclusiv Dan Pavel a spus că la un moment dat, cu siguranță, acesta va deveni un campion mondial în sportul pe care îl practică. Vedem și pe emoții, așa cum spuneam, sunt unele extrem de mari. Bună, Maria, de la Obi, suntem, ce faci? Felicitări! Cum te simți? Mă simt foarte încărcat emoțional. Te așteptai la o așa primire? Te așteptai să fie așa această atmosferă? Oameni, dar nici atât de plin cum este în seara asta. Cum ești? Cum te simți acum? După ce a trecut, ai fost atât de aproape de finală. Vreau să te felicit încă o dată pentru că meritai din suflet acest lucru. Cu siguranță o să vii și la noi în studio acolo unde vei povesti mai mult. Cum ești? Primele tale impresii? Sunt unde de mine? Mă pute mama în spatele meu. Sunt foarte emoționată pentru că nu mi-am văzut frații de foarte mult timp și m-au încărcat foarte mult. Am emoții. Imaginează-ți că această cameră nu e. Sau bine, nu contează camerele acum, având în vedere că sunt atâția oameni aici care au venit să te susțină, care vă strigă numele, care vor să facă o poză cu voi. E un lucru extrem de frumos. Mă simt ca o vedetă, deși mă simt ca un om normal, cum am fost până acum. S-a schimbat mult viața ta. Da. Și o să schimbe de acum încolo până. Maria, vorbim mai târziu. Mulțumesc mult de tot. Te las să te îmbățișez pe cei dragi și să te bucuri de cele frumoase. Maria, felicitări! Felicitări! Mă duc direct lângă ea. Comentează. Și bineînțeles, nu putea lipsi din acest cadru superb și faimoasa noastră de la Wowbiz, Cornelia Ionescu. Ce faceți? Dă-mi voie! Cornelia, dă să te fac. Bine ai venit acasă. Am venit. Crezi că scap? Sunt colegii mei, da. Nu, nu,
Nu te las fără să... Te pun direct la treabă, Cornelia. Te pun direct la treabă pentru că ai ajuns acasă, gata. Vacanța s-a terminat, s-a terminat experiența asta. Se pare că a fost vacanță? Nu a fost, te cred, te cred. Cred că a fost și drum obositor, în primul rând. A fost și... Uitați-vă la ochii. Nu mai, uite, hai să mergem un pic mai... Se respiră foarte greu acum. Și atâtea suflete care au venit să-i susțină pe cei dragi. Sperăm și noi din suflet că ne putem auzi. Abia mai pot vorbi, crede-mă, Cornelia, pentru că m-am încărcat foarte mult cu energia oamenilor de aici. M-am încărcat cu energia lor, mi-au transmis foarte multă emoție. Sunt aici alături de tăticu, bineînțeles, să facem acest material superb. Bine ai revenit înapoi acasă, Cornelia, atâta zi. Bine v-am găsit, a fost o experiență foarte frumoasă. Sunt ok, acum am zburat 12 ore din Republica Dominicană până în Istanbul. Am vorbit noi un pic, ați făcut o pauză acolo să vorbim un pic cu Zani. Dar a fost o experiență foarte frumoasă, a fost o finală palpitantă. A fost pentru prima dată când am transmis în direct și eu un eveniment atât de mare pe zi exclusiv. A fost... Chiar vreau să te întreb, cum a fost? Cum te-ai simțit acolo în sala aia de consiliu, alături de acei oameni? S-au simțit emoțiile, erau toți concurenții acolo, erau finaliști, ai fost printre cei care au auzit primii, până la urmă cine e marele câștigător Survivor. Să știi că și pe mine m-au copleșit emoțiile, sala aceea are un dar aparte, să te determine să plângi, să râzi, să te bucuri odată cu concurenții. Am avut cele mai mari emoții, niciodată la un astfel de eveniment nu am participat, dar n-am avut niciodată o asemenea emoție. Am fost mai emoționată decât concurenții, poate. Uite, vrem să vorbim și noi puțin cu Elena. Hai să vorbim și cu Pentru Elena, că Elena uite, a stat în spatele meu. Ea a stat în spatele tău, am înțeles. Elena, da, colega mea din spatele din Bună, Elena, bine, Elena, bine ai revenit înapoi acasă și te felicit din suflet pentru tot ce ai realizat acolo la Survivor. Ca primă impresie, cum ești, ce faci, cum e pentru prima oară când calci pe pământ românesc, să spunem așa. Mulțumesc pentru felicitări. Parcă nu realizez, deci nu știu, sunt așa, parcă într-un vis, nu-mi dau seama. Dacă trebuie să vorbesc cu lumea din jurul meu, cu familia, am fost foarte emoționată. Cred că e mult prea devreme, dacă vă uitați și este cald, am încă pielea găină pe mine și nu știu ce se întâmplă. Este o emoție, o altfel de emoție. Am trăit mai bine de jumătate de an cu niște emoții și acum lucrurile s-au schimbat. Sunt tot la fel emoții cum am obișnuit pe toată lumea, dar pline de, nu știu, de toate momentele acelea în care mi-era dor de țară, de cei dragi, de familie și acum am reușit să-i revăd. Știi cum e? Ce a fost mai greu? A trecut până la urmă. Ai rezistat atâta timp acolo, ai rezistat eroic. Vreau să te felicit încă o dată pentru asta, pentru că meriți din plin. Cum, spunem, te așteptai la o asemenea atmosferă aici pe aeroport în momentul în care ați venit? Nici măcar nu-mi imaginam. În momentul în care am plecat încă de acolo, au fost oameni, în momentul în care am aterizat, care au cerut. Elena, te-am susținut, te-am iubit, vreau să fac poză cu tine, ai fost foarte tare. Nu mă așteptam nici o secundă să fie asemenea isterie. Într-adevăr, mi s-a spus că... Uite, primești și un buchet de flori acum? Într-adevăr, mi s-a spus că o să ce fie isterie, de atmosferă. Da, exact, și că o să fie, da, este inimaginabil ce se întâmplă. Adică nu m-aș fi gândit niciodată, este clar că, lăsăm aparte că este cel mai tare show de TV la care eu am participat, dar a provocat isterie și de lucrul acesta abia acum încep să-l conștientizez și să-l realizez. Cât de mult s-a schimbat Elena? S-a întors înapoi acasă o altă Elena? Da, cu siguranță. Cu siguranță sunt o altă Elena, cu siguranță am învățat foarte multe lucruri, cu siguranță sunt mai puternică, cu siguranță am mult mai multă încredere în mine și vreau să țin toți oamenii care mi-au fost alături și care m-au susținut aproape. Pentru că, de fapt, cred că după toată emisiunea asta, cu asta rămâi. Cu susținerea oamenilor și cu lucrurile pe care le-ai învățat în această emisiune și să știi să schimbi fiecare greșeală ta. Îți mulțumesc mult, Elena, nu să te mai rețin, te pup, te felicit din drag, te las să te bucuri alături de cei care te-au așteptat atâta timp și cu siguranță ne vom mai vedea. Și te așteptăm și la noi în studioul cu nostru. Cu mare drag. Mulțumesc pentru tot.
Dar să știi că e o nebunie. Zani este și el acolo. Am văzut că l-a lăsat să... Vreau să vorbim un pic, da, pentru că l-am lăsat pe Zani, pentru că toată lumea era pe el. A fost acea galerie, acea coreografie, acea... L-am văzut, l-a aruncat pe sus pe aici. Am crezut la un moment dat că nu o să-l mai prindă. Vrem, bineînțeles, să vorbim și noi cu Zani, să vorbim live așa față în față, să-l cunosc și eu, pentru că până acum l-am văzut numai la televizor și am avut ocazia să fac acel interviu în care era alături de tine. Sunt foarte curios să văd cum se simte el în momentul în care a pășit aici pentru aeroport. Mie mi-a plăcut foarte mult Zani, mi s-a părut un tip asumat, un tip care nu a fost copleșit de emoții, dar s-a comportat altfel în momentul în care s-a terminat competiția. L-am văzut și pe el marcat de cele 7 luni de competiție. L-am văzut un tip extrem de uman și chiar s-a bucurat de toate momentele frumoase pe care i le-au pregătit prietenii apropiați care au venit în Republica Dominicană. Au fost 20 de concurenți, fost concurenți care au venit în Republica Dominicană și au stat alături de el. Cel mai apropiat a fost Sebastian, cu el a stat tot timpul și cu el a reușit să afle tot ce s-a întâmplat în România în toată această perioadă. Mă uitam și după Maria, că era și ea în zonă. Am reușit să vorbim puțin cu Maria. Uite, hai să mergem, să propun să mergem spre... De unde sunt camerele acolo? Cine vorbește? Cred că e Andrei. Andrei a pierdut finala, și voi a pierdut finala, dar a fost un bărbat demn. Nu a încercat să minimalizeze vreun pic șansele faptul că Zani a câștigat. Din contră, el a preferat să spună Zani a fost mai bun decât mine, a intrat de la început în competiție și a avut mai multe șanse. Cred că Cindy, hai să vorbim cu Cindy. Cindy, ce faci? Felicitări! Cum bine, mulțumesc frumos! Sunt tare obosită, a fost obositor drumul, dar mă bucur foarte mult că am fost cu toți împreună din nou. Mi-am adus aminte de toate momentele frumoase pe care... Te întreb, două lucruri vreau să te întreb. Te-ai distrat acolo? Da, foarte mult. Cât de mult te-ai distrat? Mult de tot, mi-a plăcut. Și a doua întrebare sună așa. În avion, acum, pe drumul de întoarcere, cât de tare v-ați distrat? Cum a fost atmosfera? Ce ați făcut? Nu ne-am distrat atât de mult ca atunci când ne-am dus. Pentru că acum erați obosiți, să înțeleg. Da, și era multă lume. Atunci când ne-am dus era mai puțină lume și a fost mișto, petrecere, muzică, dar da. A fost club? A fost club. Câte... Uite, l-aveți și pe Lucian alături de noi. Domnul Lucian, domnul Lucian, dar ce faceți? Cum sunteți? Asemenea, o reverență din cursă, plie. Bineînțeles, bineînțeles. Ce face piciorul? Cum sunteți? Cum pregătiți pentru sezonul 4? Deja, 3. Da? 3, scuze, 3. Emoții, am și eu emoții de la oamenii ăștia de aici. Și pe al 3 și pe al 4, nu știu acum de voi, și la al 4 să știi și pe ăla și pe ăla. Și acum, dar să-l iau pe stradă, am făcut blată spate, că am văzut când lucrau la alea așa. A, era. Era al meu, crede-mă. De ce? Și mă, băiatul ăsta, cum dau seama, că eram de față acolo, știi? Uite, o avem pe Cornelia în cazul în care știu. O vorbă bună este pusă întotdeauna, știi, pentru tine întotdeauna, da. Până la urmă, tu ești antrenorul ei, nu? Da, să zic așa. M-a ajutat și foarte mult în această perioadă și când am venit la aeroport și l-a dus Alin, hai, vină și tu alături. Hai, a venit Alin, gata. Cum este în țara românească, vreau să te întreb? Țara românească a dovedit încă o dată că nu sunt... sunt peste medie din punct de vedere a IQ-ului, da? Peste medie, despre ce vorbim? Încă o dată a dovedit Albert cât este de iubit în țara românească și așa a rămas. Suntem bucuroși că ne-am dus amândoi după prietenul nostru și aceasta va fi o relație pe viață. Zi, Lucian. Așa, noi am venit cu premiul acasă, premiul nostru fiind Albert. De numai am voce, chiar am țipat ca nebunul la competiție, am retrăit acele momente și emoții și iar am mutat în circuit și am țipat nostru, dar să ne lasă puțin... Dar cum a fost, uite, cum a fost drumul de întoarcere în avion? Cât de tare v-ați distrat? Sau ce ați făcut? Uite, simt zicea că a fost cam obosită. Sincer, a fost la dus, a luat pentru și pentru întors, distrație la pachet. Deci a fost la dus, crede-mă, trebuia să fie acolo pentru că merita inclus. La întoarcere, toți suntam cum pe glezele moi, am fost foarte obosiți. A fost calm așa, pe cine. O ultimă întrebare. Ați repeta
o acțiune de genul ăsta, un fenomen de genul ăsta. Ieri aș plecat, crede-mă. Ieri aș plecat. Mie mi-a fost foarte greu. Eu am recunoscut întotdeauna dorul familiei maternat din punct de vedere al lipsei din care am fost tare. Dar se pare că pe viitor vor fi unele surprize de la Survivor și eu vă spun doar atât. Stați aproape că s-ar putea să ne mai vedeți într-un astfel de show. Dar mai multe nu spunem. Bun, bun. Opa. Hai că v-am dat un break in here. Vă pup. Și ca surpriză, ia uitați pe cine avem acum în imagini. Te salut, Starlin, încă o dată. Salut, și salut. Felicitări din suflet pentru tot ce ai realizat la Survivor. Te-aș întreba ce faci, cum ești, care mai e starea ta? Păi, de fapt, eu sunt o persoană care de obicei nu am emoții. Nu cunosc această cuvânt în mine. Dar azi am simțit așa un pic de emoții. Cum toată lumea se adresează la noi aici, în aeroport. Poze, autografe, chestie care eu nu m-am imaginat niciodată, și mai ales în altă țară, că noi deci aveam... Deci nu te așteptai, wow, să fie așa o atmosferă atât de, păi, wow, nu? Aveam o chestie așa, este, nu este, ce e, ce nu e, că când am venit eu nu am zis nimic, pur și simplu doream să fiu cu familia, s-a făcut, să fie cel mai bun lucru, dar acum toată lumea știa când vine toată lumea și logic a fost wow. Dar cum a fost reîntoarcerea în Republica Dominicană și revederea cu foștii colegi? Ce a însemnat pentru tine? Păi a fost ceva și ciudat. Și pe cine ai susținut? Cine ți-ai fi dorit tu să câștige? A fost ceva ciudat. Eu, într-adevăr, am fost întotdeauna cu Andrei, sunt cu Andrei. Consider că era care merita să câștig, dar exact cum am vorbit cu el, lucrurile sunt altfel. Aici nu câștiga cine are mai multe calitate sportivă. Câștiga care ai făcut cel mai multe conexiune cu public. E clar, și le-a zis înainte să fie momentul, la zis, băi, bro, pentru mine tu ești campion, indiferent ce se întâmple. Că știam, simteam. Exact, adică, bonuit, pur și simplu. Știi cum e, până la urmă, chiar dacă nu s-a întors acasă cu marele trofeu, un mare câștig este și pentru el, adică mine, este meritul lui. Pentru mine și pentru milioane de români, el este campion adevărat, e clar. Dar realitatea e una și așa trebuie să accept. Consider că a dat dovada de maturitate, indiferent că are o vârstă un pic mai mică ca mine. Unul dintre cel mai mic din competiție a fost Andrei, împreună cu Sani la fel, și Albert, Rosana Ghita, cred că și Maria sunt cele mai mici. Dar a dat dovada de profesionalitate și de că este un campion adevărat. Da, uite-te pe cine e în spate. Maria. Băi, ce faci, Sorine? Cum ești? Uite, foarte bine, sunt emoționat, sunt transpirat. Te așteptai? Băi, dar am eu emoții. Am eu emoții. Nu, la atâta lume nu mă așteptam. A fost ceva foarte mișto, dar a fost foarte mișto. Fac foarte bine. Salutai că sunt. Acum vorbim și cu mama Elenei, cu sora Elenei, cu nepoata. Am noțel aici. Ce faceți, doamna? Sunteți fericită că a venit Elena? Da, foarte fericită. Pentru noi, ea e învingătoare, ea e campioană. Sunt mândră, foarte mândră de ea. Și dumneavoastră, ca soră? Sunt foarte mândră. Surioara mea este cea mai bună. Este campioană. A dovedit că este cea mai bună pe traseu. A dovedit că este sufletistă. Și suntem foarte mândri de ea. Este cea mai bună surioară. Ce surprize o să-i faceți acum că a venit acasă? O așteptăm cu sarmale, sunt preferatele ei. Cu vinete și o plăcințică foarte bună. Și cu multe baloane în casă. Eu fac ceva aici, ce scrie? Am scris Elena, am așteptat de la aeroport. Gata. Pune și tu. Marius, unde? Salutări, Mario, și felicitări din suflet. Sărut mâna, noi suntem de la Wowbiz. Ții să te felicit și eu foarte mult pentru tot ce ai făcut tu la Survivor. Ai fost atât de aproape, dar sunt sigur că tu ai avut un mare câștig după toată această experiență. Vreau să te întreb, cum ești? Mulțumesc de suflet. Într-adevăr, am fost foarte aproape. Dacă în ultimele două zile, efectiv, m-am salvat la fiecare joc și am primit coloanul de imunitate. În ultima mea zi n-a fost să fie așa. N-am avut cea mai bună îndemânare la partea de final. Dar m-am bucurat pentru toată experiența. Mi-am dorit doar să ajung cât mai departe.
pe parcursul emisiunii, competiții, mi-am dorit Traverse să ajung în finală și de ce nu s-au câștig, pentru că am văzut că pot să-mi bat adversarii, dar știam că totul ține de public și n-am fost poate cel mai vocal și asta probabil n-a fost un punct foarte. Mă așteptam, sincer, să câștige Zani pe partea de voturi, dar și merită foarte mult, a tras foarte mult, a fost pentru cei mai buni și consider că am fost toți la fel de buni, doar că Zani a avut un plus și are toate meritele noastre. Dar din punctul tău de vedere, care este cel mai de preț lucru cu care tu ai plecat de acolo? Care e cel mai de preț lucru cu care te-ai întors acasă? Ce ai învățat până la urmă? Am plecat cu o prietenie de milioane. N-am plecat eu cu premiul cel mare, dar am o prietenie cu Andrei care face toți banii. Am plecat efectiv cu multe, multe informații, multe, am și câteva emoții. Efectiv, tot ce am trăit acolo a fost doar o acumulare de experiență și efectiv m-am maturizat mai mult ca om. Ai învățat oricum mai multe, adică poți să spui că rămâi prieten cu absolut oricine din acea competiție? Eu rămân prieten cu toată lumea, chiar dacă au fost tensiuni, discuții, nu e ca și când o să plec cu ele de la Survivor. Ceea ce s-a întâmplat la Survivor rămâne la Survivor și sunt prieten cu toată lumea efectiv afară. Abia aștept să mă întâlnesc cu toți, să vorbim, să discutăm, să ne bucurăm de tot ce s-a întâmplat la Survivor. Îți mulțumesc mult de tot, Marius, mulțumesc. Și felicitări din suflet încă o dată pentru tot ce ai făcut. Mulțumesc foarte mult. Seară bună, numai bine. Să vină din suflet. Abia aștept. Da? Da? Ești primul la oameni, la toți? Da. Bine, cu o gălăgie, pe lângă nu se aude nimic. Cum îl iei, frate? Cum îl iei cu ăsta? Asta e gălă. Zani, îți zic pentru a doua oară să te salut și te felicit pentru tot ce ai realizat. Ce faci, cum ești? E a doua oară când te întreb și asta. Ce fac, cum sunt? Mai poți? O să răspund în vlogurile mele, că acum sunt prea, sunt prea agitat. Te-a agitat această susținere, da, în țară, te-a agitat oamenii, ai simț emoția celor care te-au așteptat de atâta timp? Da, m-au năvălit, m-au rupt în două bună. Zani, te duci acasă, primul lucru pe care vrei să-l faci. Azrael! Azrael! Eu sunt Azrael, merg prin cartier! Primul lucru pe care, vrei să-l faci, da. Știi cum era răspunsul ăla? Aceasta a fost o atmosferă incendiară aici la aeroportul Otopeni. Am văzut oamenii au venit cu sutele pentru a-și susține favoriții din competiția Survivor România. Am văzut cum l-au aclamat, cum au strigat după Zani, cum o jumătate dintre fani l-au susținut în continuare și îl susțin, bineînțeles, în continuare pe Albert. L-am văzut și pe Andrei extrem de susținut și pe Marius. Cu toții s-au înghesuit oamenii să facă câte o poză cu aceștia și să le strângă mâna, să-i strângă în brațe și să-i felicite pentru tot ceea ce au realizat ei la Survivor, acolo în competiție. Eu am fost Alex Mihai, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă invit să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, pe Wow News, pentru că avem multe, multe alte surprize pregătite pentru dumneavoastră. Seară minunată să aveți!